Cunoscând puterea răscumpărătoare a rugăciunii, diavolul, care nu dorește nimic altceva decât pierderea întregii omeniri, ca tot să fie părtași sorții lui, face tot ce stă în putere să ne împiedice de la rugăciune. Diavolul nu încearcă prea mult să ne împingă să păcătuim, căci știe că pocăința sinceră poate șterge mulțime de păcate, ci încearcă mai cu seamă să ne devoreze timpul vieții noastre, însuflând în noi pofta de distracții, gustul pentru noutăți și chiar o anume sete de știință și cunoaștere, din care până și ideea de Dumnezeu a fost trecută cu vederea. Tehnologia noastră modernă, cu nenumăratele ei produse noi care invadează piața, este numai o exemplificare a acestui vicleșug. Diavolul știe că, dacă reușește să devoreze timpul vieții noastre, el pune capăt acestei sfinte neguțătorii, acestui schimb de vieți, nimicind legătura noastră personală cu Dumnezeu. Pentru că, prin ea, suntem în neîncetată împărtășire cu izvorul vieții. Când ne rugăm, ne aflăm în prezența lui Dumnezeu și această prezență nimicește neîncetat moartea pe care o purtăm în noi și ne reînnoiește. Așa încât a răscumpăra vremea înseamnă a cultiva legătura noastră cu Dumnezeu și cu cât legătura noastră cu El este mai puternică, cu atât vom fi mai uniți cu El în această viață și vom continua să fim la fel, în chip mai desăvârșit, cu mai multă tărie, în viața ce va să fie. Atunci când aflăm înțelepciunea lui Dumnezeu, ne răscumpărăm timpul vieții noastre pe pământ. Socotiți drept aceea cum să umblați cu pază, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea că zilele rele sunt, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni. Pentru cultura zilelor noastre, timpul înseamnă bani, dar pentru noi creștinii, timpul înseamnă răscumpărarea veșniciei. În fiecare zi noi încercăm să împuținăm păcatul din viața noastră și să sporim neîncetat în inima noastră energia Harului lui Dumnezeu și astfel să punem pe fiecare zi a vieții noastre pe cetea veșniciei. În fiecare zi suntem chemați să facem o sfântă neguțătorie, să schimbăm viața noastră trecătoare cu cea veșnică de la Dumnezeu. În fiecare zi primim darul timpului și dacă din cele 24 de ore ale zilelor noastre punem deoparte câteva minute sau poate ore pe care le dăruim rugăciunii, atunci acest timp pe care îl dăruim lui Dumnezeu din toată inima va pecetlui fiecare zi a vieții noastre și, în cele din urmă, toată viața noastră va fi umbrită de veșnicie. Rugăciunile noastre vor rămâne veșnic înaintea lui Dumnezeu și ele vor fi mărturia noastră. Aceste superbe cuvinte sunt de la Arhimandritul Zaharia Zaharou, din cartea Răscumpărând vremea, editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2014. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, luminează-ne nouă cugetul.